Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare pentru citirea cuvântului. Vom citi de la Efeseni, capitolul 6, începând cu versetul 10, Ephesians, chapter 6, starting with verse 10. Cuvântul Domnului spune așa. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua aceea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul în, încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, până aici cuvântul Domnului. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Mă bucur să văd în biserică și pe viitorul soț al lui Deli Cornel și familia de la Chicago. Vă spunem un bun venit, Domnul să vă binecuvânteze. Da, într-adevăr, nu este ușor să o pierdem pe Michel sau Deli, dar ne bucurăm pentru ea, ne bucurăm de biserica la care merge și ne rugăm ca Domnul să facă o binecuvântare și acolo. Luna trecută am început uh, o serie de predici uh, pe care am intitulat-o Biruitor prin Armura Duhului și uh, prima uh, predică, primul mesaj a fost uh, despre mijlocul, că trebuie să mijlocul nostru să fie încins cu adevărul și vorbeam despre nevoia de a avea sinceritate, onestitate. Atunci când uh, începem în lupta aceasta cu vrăjmașul, primul lucru care trebuie să-l facem este să fim onești. Spunea Domnul Iisus ucenicilor și nouă, mai întâi de toate să vă feriți de aluatul fariseilor, care este fățărnicia. Să nu fii onest, să pretinzi că ești altul, să nu fii onest cu starea ta, cu ce te lupți, unde ești. Iar uh, în această zi vom vorbi despre platoșa neprihănirii. Și am intitulat mesajul meu din această dimineață, Biruitori prin neprihănirea lui Hristos. Uh, am să fac un pic de review aici, de recapitulare, și apoi vom intra în mesajul de astăzi. Și Apostolul Pavel începe și spune, ca să ne întărim în Domnul și în puterea tăriei Lui, înainte ca să intrăm la luptă, în lupta spirituală, este important să nu ne uităm la noi. Atunci când vine vrăjmașul și vin atacurile, vin gândurile, vin condamnările, vin ovăția, tendința la noi este să ne uităm la noi înșine. Și acolo o să vină descurajarea. Dar Apostolul spune, întăriți-vă în Domnul. Să ne vedem în trupul lui Hristos, născuți din nou, parte din mireasa Lui. Și nu doar atât, și să ne întărim în puterea tăriei Lui, noi ne vedem gata, terminați repede. Dacă ne uităm la puterea lui, ea este nelimitată. Și apoi spune, îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, cu un scop, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Știți, diavolul ne cunoaște foarte bine. Știe punctele noastre forte și știe și punctele noastre slabe. Știe acolo unde ne sane Țandura repede. Știe la lucrurile care cădem noi de obicei. Unde suntem slabi, unde am mai căzut înainte. Și nu, nu doar că le cunoaște aceste lucruri, dar formulează o strategie, uneltește, este foarte strategic în atacul lui care vine, pentru că vrea să ne doboare. Și scrie aici că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, nu avem de luptat cu fratele, cu sora, cu vecinii, cu oamenii. Avem de luptat cu o armată a întunericului care este bine organizată. Lucifer a, a fost aruncat din cer cu o treime din îngeri și aceștia s-au coborât, dar a rămas structura aceea, doar ținta lor, scopul lor a fost pervertit. Și sunt îngeri cu influență și putere diferită, ca la armată, sunt grade diferite. Și această armată vine împotriva noastră. Și Apostolul Pavel spune, de aceea, pentru că avem de luptat cu un vrăjmaș bine organizat, care are putere, care are structură, are strategie, spune, luați toată armura lui Dumnezeu. Armura lui Dumnezeu ne acopere din cap până în talpa piciorului. Și Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, spune să nu cumva să lași una din aceste componente ale armurii și să nu te îmbraci cu ea, că diavolul o să te lovească acolo. Pentru cei care nu ați urmărit ultimul mesaj, biruința începe cu sinceritate, vândem să-l urmăriți online și să urmăriți toate acestea ca să fim siguri fiecare din noi că suntem îmbrăcați cu toate componentele armurii. Și a spune, de aceea luați toată armura lui Dumnezeu, scopul, ca să vă puteți împotrivi în ziua ce are. A. Acum noi ne confruntăm în fiecare zi cu vrăjmașul și cu strategiile lui. Dar intensitatea luptei diferă de la o zi la alta. Dar aici vorbește Apostolul inspirat de Duhul Domnului și vorbește de ziua ce are Știți că sunt momente când trecem prin valea umbrei morții. Sunt momente când vin necazurile în viața noastră, în familiile noastre. Sunt și vin momente grele și foarte grele. Și în acele momente, dacă noi nu suntem îmbrăcați cu toată armura lui Dumnezeu, nu putem să ținem piept. Dar dacă ne îmbrăcăm cu această armură, spune, ca să vă puteți împotrivi în ziua cerea și mai mult, și să rămâneți în picioare, pe vertical, după ce veți fi biruit, Totul. Nu există necaz, nu există problemă, nu există strategia vrăjmașului pentru care noi să nu fim echipați ca după ce trecem prin acea luptă, prin acea încercare, prin acel necaz, ca noi să nu rămânem în picioare, după ce vom fi biruit, adică biruitori în absolut toate circumstanțele. Și ne-a spus. Să avem gata, dar, mijlocul încins cu adevărul și îmbrăcați cu platoșa neprihănirii. Și vom vorbi despre aceasta în această zi. Și spune, stați gata. Have it on. Nu spune aici că ar fi o idee bună, că ar fi de recomandat. Ci spune, puneți această platoșă care îți acopere pieptul, abdomenul, îți acopere inima, plămânii, rinichii, ficatul, sistemul digestiv, tot ce este absolut esențial pentru supraviețuire. Toate acestea, și în special inima noastră, este acoperită de această platoșă a neprihănirii. Știți, nu cred că în această dimineață aș putea să exagerez în a vă spune cât de importantă este această platoșă a neprihănirii, ca noi, prin această platoșă, să fim biruitori în luptele spirituale cu care ne confruntăm. Aș vrea să aduc o imagine uh, și să fac o paralelă, ca să putem să înțelegem de ce avem noi nevoie de această platoșă a neprihănirii. Știți, uh, noi am trăit momentul nașterii din nou. Și avem neprihănirea lui Hristos și suntem socotiți sfinți și în același timp trăim într-o dualitate. Avem încă cu noi firea aceasta pământească, cu pofte și cu patim. Și pentru aceasta, pentru că suntem în starea aceasta, avem nevoie ceva de din afară care să vină și să ne acopere o neprihănire care nu este a noastră, ci care este a lui Dumnezeu. Și aș vrea să uh, folosesc de imaginea uh, morții lui Lazar, prietenul Domnului. Lazar era bolnav și a trimis vorbă uh, Domnului Isus să vină, ca să vină să-L vindece, el și surorile lui. Și Domnul nu vine. Întârzie. Lazar moare. <coughs> nu numai că moare, dar lasă Domnul să treacă patru zile. Și vine Domnul. Și surorile lui au spus, dacă ai fi venit, fratele nostru n-ar fi murit. Și poate că ar fi avut credință și pentru înviere, dar nu după ce fratele lor era în descompunere. Spunea că mirosea greu. Domnul a mai vin... înviat pe fica lui Iair, pe tânărul acela care îl ducea văduva aceea, și... dar a fost în aceeași zi, la câteva momente. Iudeii aveau ei așa o, un crez care spunea că Duhul omului cam stă în prejur două, trei zile. Iar apoi pleacă. Și Domnul așteaptă să treacă și faza aceasta și îl strigă pe Lazar pe nume și spune, Lazare, ieși afară. Și Lazar, vine și iasă înfășurat cu pânzele acelea după obiceiul uh, iudeilor. Fraților, dacă Domnul nu îl chema pe nume pe Lazar, ar fi ieșit toți morții. Pentru că la cuvântul lui lucrurile iau ființă. La ce spune el, universul îl ascultă. Și îl cheamă pe Lazar afară. Și Lazar este în viață. La Lazar are o problemă. Care este problema lui Lazar? Este înfășurat este înfășurat cu pânzele acelea care deja erau îmbibate de mirosul acela de hoit, da, de un trup în descompunere de patru zile. Și pentru Lazar a fost foarte ușor să fie dezbrăcat de pânzele acelea. Și aici am să fac paralela. Noi, fiecare din noi, am fost morți în păcatele noastre, fără speranță. Și Dumnezeu ne-a chemat pe nume, și noi am răspuns la chemarea lui și am ieșit afară. Dar avem o, pro o problemă. La fel cum laser era înfășurat cu pânzele acelea, avem și noi ceva care este lipit de noi. Este trupul păcatului, care este afectat de păcatul adamic. Și sunt elemente în noi, care le avem lipite de noi, care, de care încă nu ne-am descotorosit și le găsim în noi. Parte din omul cel vechi este încă lipit de noi. Și cu toții așteptăm momentul când vom fi schimbați într-o clipă. Dar acum cineva care este născut din nou, la început este plin de entuziasm, plin de bucurie și apoi vede că ceva în el, găsește o dualitate în el. Există ceva care nu-i place de căile Domnului, nu vrea să se roage, nu vrea să facă lucruri bune, din din contră, parcă vrea să facă păcate, să pofte și dorințe care sunt con... total contrare. Ceva din carcasa omului cel vechi este lipit de noi și sunt credincioși care nu știu cu cine să se identifice. Who's the real me? Omul născut din nou, care a trăit bucuria mântuirii sau poftele, dorințele, gândurile păcătoase. De aceasta avem noi nevoie de această platoșă neprihănirii care este exterioară. Și scria apostolul Pavel: O nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Un credincios, un apostol, un om al lui Dumnezeu are și el frustrarea aceasta. Lipide omul cel nou este parte din omul cel vechi. Adevărul este că Ceea ce este lipit de noi are pofte și dorințe care sunt contrare. Noi, într-adevăr, am fost născuți din nou. Suntem copii al lui Dumnezeu. Dar ceva din firea păcătoasă adamică rămâne. Și scrie Apostolul în Roman, capitolul 8, cu versetul 24. Dar știm că până în ziua de azi, toată firea suspină și suferă durerile nașterii. Și nu numai ea, dar și noi, cei care suntem născuți din nou, care l-am primit pe Dumnezeu, și noi care avem cele din tâi roade ale Duhului, ce facem? Suspinăm în noi și așteptăm în fiere, adică răscumpărarea trupului nostru. Așteptăm să fim scăpați de partea aceasta păcătoasă. Dacă așa stau lucrurile, nu? Ne întrebăm, dar ce să facem? Unde suntem? Cu ce să ne identificăm? Și nu avem timp în această dimineață, dar la Roman capitolul 6, la Roman capitolul 7, o să meargă într-o listă de, de dualitate aceasta, dar aș vrea să citesc câteva versete de la Roman capitolul 6 totuși. Și spune aici apostolul, Roman 6 cu versetul 5, În adevăr, dacă ne-am făcut una cu el printr-o moarte asemănătoare cu a lui, vom fi una cu El printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Observați, spune ceva s-a întâmplat în trecut. Ne-am identificat cu jertfa Domnului Iisus Hristos. Am crezut, am fost născuți din nou. Lucrul acesta s-a întâmplat. Și totuși vorbește de ceva în viitor la care încă n-am ajuns. Vom fi una cu El printr-o înviere asemănătoare ca a Lui. Dar unde suntem noi acum? Undeva între nașterea din nou, și ziua când vom avea trupuri glorificate ca a Domnului Isus Hristos. Suntem pe drum, suntem între. Și spune în versetul 6, știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, cu Domnul Isus Hristos, pentru ca trupul păcatului să fie în prezent dezbrăcat de puterea lui. Aici spune că noi suntem într-un proces, Versetul 17. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că după ce ați fost robi ai păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o. Și prin chiar faptul că ați fost izbăviți de sub păcat, v-ați făcut robi ai neprihănirii. Spune, noi eram în păcat. Rom, eram rob păcatului. Cineva care este rob nu poate să facă decât ce îi zice stăpânul. Stăpânul era diavolul, era păcatul care domnea. Nu puteam să facem decât să săvârșim păcat. Dar ne-am identificat cu Hristos prin moartea Lui. Și faptul acesta ne-a dat harul acesta să fim născuți din nou. Și în acel moment, puterea păcatului care ne ținea robi, care ne făcea să facem ceea ce nu vroiam să facem, a căzut despre noi. Și noi suntem în procesul acesta să învățăm să ne descotorosim de lucrurile care altădată am fost robi. Și spune în versetul 22: Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Există o schimbare care se întâmplă atunci când suntem născuți din nou, intrăm într-un proces și urmează să fim. Problema noastră este că în acest proces Lipit de omul cel nostru, cel nou, este cadavrul cel vechi, ca și pânzele acelea care, cu care a fost înmormântat și înfășurat Lazar. Și am o întrebare pentru dumneavoastră în această dimineață. Credeți că este posibil, după momentul nașterii din nou, să ajungem la o stare spirituală unde să nu mai păcătuim absolut deloc? Să ajungem la o stare de perfecțiune? Oare este aceasta o țintă rezonabilă pentru noi? Este o țintă nobilă, dar nu este una realistă. Problema la mulți credincioși astăzi este că nu cunosc diferența dintre neprihănire și sfințire. Și înainte ca să vorbim despre această platoșă a neprihănirii, trebuie să înțelegem diferența. Neprihănirea este obținută de fiecare din noi, instantaneu, în momentul în care noi credem în jertfa Domnului Isus Hristos de la cruce. În momentul în care noi credem, suntem născuți din nou, suntem o, fă o făptură nouă, îi aparținem lui Dumnezeu. Momentul acela, noi suntem îmbrăcați cu neprihănirea Domnului Isus Hristos. Din punct de vedere al nostru omenesc, nu mai putem să facem absolut nimic la această neprihănire. În acel moment suntem îmbrăcați cu neprihănirea Domnului Iisus Hristos și vedem lucrul acesta încă din Vechiul Testament. Numer capitolul 23 cu versetul 21. Spune despre Dumnezeu, El nu vede nici o fără de lege în Iacov, nu vede nici o răutate în Israel. Domnul Dumnezeu lui este cu el, el este împăratul lui, veselia lui. Vă întreb acum, nu exista nici o fără de lege în Israel? Peste milioane de oameni? Nu exista nici o răutate? Ba da. Dar observați, nu spune că nu era, ci spune el nu vede. E o mare diferență. Pentru că Dumnezeu îl privea pe Israel prin sângele mielului Pascal. Oamenii aceștia, când au ieșit din Egipt, au pus sângele mielului nevinovat. Și când Dumnezeu se uita la el, vedea sângele. Și sângele îi spunea lui Dumnezeu, aici plata păcatului a fost plătită. Și vedea pe Israel prin sângele mielului care arăta spre mielul lui Dumnezeu care urma să vină. Atunci când noi suntem născuți din nou, nu înseamnă că la noi nu mai există greșeală, că nu mai există păcat. Nu deloc. Dar Dumnezeu, când se privește, când privește la noi, ne vede prin sângele mielului lui Dumnezeu, prin credință. Și între noi și El stă acest sânge care spune, plata păcatului a fost plătită. Nu mai văd nicio nelegiuire. Nu că nu există. Nu că noi nu mai avem păcat, ci doar ne privește prin acest sânge. La capitolul neprihănirii îl primim instant în momentul care credem în jertfa Domnului Iisus Hristos. Sfințirea, pe de altă parte, este un eveniment și un proces. Momentul care noi suntem născuți din nou, noi aparținem lui Dumnezeu. Dumnezeu este sfânt și tot ce îi aparține lui este automat sfânt. Altfel n-am putea să fi mai lui. Și suntem socotiți sfinți prin credință. Dar în același timp, sfințirea este și un proces. Există un aspect practic al sfințirii în viața noastră care începe în momentul care noi venim la credință, în momentul în care noi suntem născuți din nou. Venim și suntem plini de păcate, tot felul de slăbiciuni. Credem în jertfa Domnului Isus Hristos, suntem socotiți neprihăniți pentru că ne vede prin sângele mielului, dar la mine încă sunt foarte multe probleme. Am venit la credință, aparțină lui Hristos, dar vorbirea mea încă nu e ceea ce ar trebui să fie, vocabularul meu. Am atitudini care încă nu sunt bune. Nu? Finanțele mele, până acum am putut să fac ce am vrut eu cu banii, au fost ai mei, acum aparțină lui Dumnezeu și finanțele mele sunt ale lui. Înainte am, am făcut absolut ce am vrut eu cu timpul meu acum timpul îi aparține a lui Dumnezeu și vine Domnul prin Duhul Sfânt și începe să lucreze în viața noastră. Acesta este procesul sfințirii. Știu că am stat de vorbă cu cineva cu alt ani în urmă și îmi spunea, David, acum, ce fel de credincios sunt eu dacă mă lupt cu altfel, astfel de gânduri și de imagini? Evident, păcătoase. Și el nu vroia să aibă gândurile acelea și imaginele acelea. Dar era confuz. Cine sunt eu? Omul acela născut din nou, care am trăit e, experiența nașterii din nou sau lucrurile acestea cu care mă lupt? Știți că gândurile și imaginile acestea erau doar o evidență, o dovadă că acestea trebuiau să intre în procesul sfințirii ceea ce privești, entertainmentul la care te uiți, filmele la care le vezi, programele care le, le urmezi, toate acestea trebuie să intre în procesul sfințirii, pentru că aceștia o să-ți afecteze gândirea, imaginațiile. Vine Domnul și îți va spune, trebuie să schimbi prietenii, glumele care trebuie să, trebuie să le schimbi. Și începe acest proces al sfințirii în viața noastră. Faptul că eu sunt socotit neprihănit prin credință în jertfa Domnului Isus Hristos, nu înseamnă că eu trăiesc o viață de perfecțiune, că eu nu mai mă lupt cu păcatul niciodată, că nu o să mai păcătuiesc deloc. Nu deloc. Dar faptul că sunt socotit neprihănit prin credință îmi dă siguranța de care am eu nevoie ca să pot să cooperez cu Duhul lui Dumnezeu în procesul sfințirii din viața mea. Fraților, Faptul că sunt socotit neprihănit, prin credință, îmi dă siguranța necesară de care am eu nevoie ca să cooperez cu Duhul Domnului în procesul sfințirii din viața mea. Am să vă dau un exemplu. Cu ani în urmă am observat o scenă între un tată și fica lui, undeva în neamul meu extins. Omul acesta a venit acasă de la servici, obosit, frustrat. Știți? Cu problemele care le avem noi pe pământ. Și a aflat că fica lui avea probleme la matematică, că nu înțelegea. Și un pic frustrat de treaba asta a mers să explice, dar era cam nervos și când a văzut că nu înțelege, s-a înervat, a început să zbere, să gesticuleze și fata aceasta nu putea să înțeleagă absolut nimic ce îi spunea el. Care era problema? Era intimidată de atitudinea tatălui ei, care era nervos și care zbera. La un pic de timp, când s-a calmat situația, am stat eu de vorbă cu fata și am explicat exact principiile de matematică care ea nu le înțelegea. Știți care a fost surpriza? A înțeles imediat, de la prima încercare. Care a fost diferența? A fost o altă atmosferă. Știți că Domnul știe Că la noi avem încă multe lecții de matematică, dacă pot să folosesc exemplul acesta de care avem nevoie de învățat. Sunt multe lucruri la care noi avem nevoie să creștem. Caracterul nostru trebuie să fie transformat și schimbat. Sunt lucruri în viața noastră care sunt în procesul sfințirii. Atitudinile noastre, gândurile noastre, vorbirea noastră, multe lucruri la care Domnul vrea să lucreze. Dar știți că Domnul nu poate să lucreze la lucrurile acestea cât timp noi suntem sub condamnare și vinovăție? Când în loc noi să ne focalizăm, să cooperăm cu Duhul Domnului în ceea ce vrea El să ne schimbe, noi mereu suntem, Doamne iartă-mă, Doamne ai milă, Doamne iartă-mă, Doamne ai milă. Niciodată să ne ajungem la locul acela, am pace cu Dumnezeu. Și Domnul vrea să ne dea această neprihănire a Lui, neprihănirea aceasta unde sunt fără păcat. Nu că nu am comis păcat, de El nu-L mai vede, pentru că ne vede prin sângele Domnului Isus Hristos. Ca acum să nu mai fie nici o condamnare în noi și acum să vină să lucreze la problemele noastre. Cu imaginațiile cu care ne luptăm, cu gândurile, cu slăbiciunile care le avem, avem nevoie de această atmosferă unde Domnul poate să lucreze cu problemele din viața noastră. Și aceasta este Platoșa neprihănirii lui Hristos. Domnul ne dă această platoșă a neprihănirii, ca în primul rând noi să putem să avem comuniune cu El. Cât suntem sub condamnare și vinovăție, fraților, noi nu putem să spunem că avem părtășie. Dacă sunteți certați în familie, puteți să spuneți că aveți părtășie? Nu! Trebuie să ajungeți la locul acela unde este o pace perfectă și atunci puteți să rezolvați lucrurile. La fel Dumnezeu ne dă neprihănirea aceasta să putem să avem părtășie cu El. Și apoi să putem să cooperăm cu Duhul lui Dumnezeu în procesul sfințirii din viața noastră. Spune în 1 Corinteni, capitolul 1, cu 30. Și voi, adică noi, prin El sunteți în Hristos Isus. El, Hristos, a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, Neprihănire, sfințire și răscumpărare pentru ca, după cum este scris, cine se laudă să se laude în Domnul. În momentul în care noi suntem născuți din nou, intrăm în Hristos. Din punct de vedere al lui Dumnezeu, Tatăl, El ne vede în Hristos. Și Dumnezeu spune că l-a făcut pe El neprihănire și sfințire pentru noi. Ca neprihănirea Lui să fie a noastră. Sfințirea Lui să fie a noastră. Dar noi n-am făcut nimic pentru ea doar am crezut și am primit-o. Și spune în 1 Corinteni, capitolul 6, cu 11, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți. A fost o socoteală. Noi nu eram neprihăniți, dar altcineva a plătit prețul. Și spune, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Isus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Fraților, este doar prin har nu prin merit personal, că noi suntem socotiți neprihăniți. Suntem socotiți sfinți că îi aparținem lui Dumnezeu. Amândouă acestea le datorăm în totalitate Domnului nostru Isus Hristos. Toți care sunt în procesul sfințirii sunt socotiți neprihăniți, pentru că avem nevoie de atmosfera aceasta ca Domnul să poată să lucreze în viața noastră. Știți că neprihănirea aceasta și sfințirea aceasta este absolut necesară pentru ca fiecare din noi să ne împlinim mandatul, chemarea care îl avem pe pământ. Faptele noastre personale, bune, nu joacă nici un rol atunci când noi primim neprihănirea Domnului Isus Hristos prin credință. O primim doar prin credință. Our good works have nothing to do with it. Faptele noastre însă joacă un rol crucial în procesul sfințirii. Este o diferență mare. 1 Corinteni, capitol 7, cu versetul 1. Scrie apostolul la biserica din Corint, o biserică de oameni credincioși ca și noi, care au fost născuți din nou, care au fost botezați cu Duhul Sfânt, care au darurile Duhului, care au fost socotiți neprihăniți, sunt sfinți și iată ce spune aici. 2 Corinteni 7:1. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe preaibiților, ce să facem? Să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Domnul. Deci, ei sunt socotiți neprihăniți, sunt sfinți și spune să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Domnul. Observați, noi suntem socotiți neprihăniți, dar acum avem un rol în procesul sfințirii. Să cooperăm cu Duhul lui Dumnezeu în acest proces. În procesul sfințirii, Duhul Domnului vine și îmi cere consemțământul și îmi va cere anumite acțiuni, anumite fapte. Vine Duhul Domnului și îmi spune, scoate ochiul acela care te duce în păcat. Aici este ceva care trebuie să fac eu. Sunt socotit neprihănit, sunt îmbrăcat cu platoșa neprihănirii, da, sunt socotit sfânt și totuși Duhul Sfânt vine în siguranța aceasta care avem cu Dumnezeu și își pune degetul pe problemă și cere ca noi să cooperăm cu El. Va veni și ne va spune, poartă-te aspru cu trupul tău. De ce? Trupul acesta, nu parte din omul cel vechi, care are tot felul de patim și de păcate, care are anumite dorințe contrare Duhului lui Dumnezeu, va cere altceva și vine Duhul Domnului și spune, intră în post și rugăciune. Dar ce se întâmplă când postesc și când mă rog? Când postesc, pun la disciplină omul acesta firesc, care are patim și păcate. Dar atunci când mă rog și stau în cuvântul lui Dumnezeu, omul meu năuntric este întărit. Cred că ați mai auzit uh, întâmplarea aceasta. Spunea că cineva avea doi câini care în fiecare săptămână îi scotea afară, îi hărțuia să se bată și el paria pe cine câștigă împreună cu alți oameni. Și el întotdeauna câștiga pariu. Și a venit cineva și a zis, cum poți de fiecare dată să știi care câine o să câștige? Că am observat că pe care pui tu banii, ăla câștigă. Și spunea el, dar eu le dau de mâncare. Erau câinii lui. Și Într-o săptămână îi dădea la un câine de mâncare și flămânzea pe celălalt. Și normal, la sfârșitul săptămânii, când era pariul, câștiga câinele care era mai tare. Știți că în viața noastră Duhul Domnului va veni și ne va spune pune la disciplină firea aceasta pământească. Atunci când nu mâncăm, care e cea mai mare dorință? Foamea să mânci, are un impuls atât de puternic. Și în momentele acelea, dacă tu hrănești pe omul năuntric, cu pâinea Cuvântului Lui Dumnezeu și stai în rugăciune. Omul tău duhovnicesc crește în putere și poți să biruiești pe cel firesc. Sunt credincioși care se luptă cu păcatul și spun, nu pot să scap. Singurul lucru care trebuie să faci este să cooperezi cu Duhul Lui Dumnezeu, să întărești pe omul duhovnicesc și să-l slăbești și să-l disciplinezi pe celălalt. Spune Apostolul Pavel, Roman, capitol 8, versetul 12. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dar dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Cum facem noi să moară faptele trupului? Prin Duhul. Acesta este procesul sfințirii în viața noastră. Știți că în acest proces al sfințirii, de ce continui pe această cale a sfințirii, devii tot mai conștient cât de afectat și infectat de păcat este trupul acesta păcătos adamic. Și aceasta este o dovadă de maturizare spirituală. Oamenii care sunt imaturi spiritual chiar au o opinie bună despre ei însăși. O, oh, îl iubesc pe Domnul, I'm not so bad. Habar n-au ce se ascunde în ei. Și în omul acesta, în firea aceasta pământească. Un om care se maturizează pe calea credinței, vede, în schimb, exact invers. Cât de afectat de păcat este păcatul acesta. Din noi, din fiecare din noi. Scrie în Proverbe 20 cu 9. Cine poate zice, mi-am curățit inima, sunt curat de păcatul meu? O întrebare retorică. Nimeni. Un om spiritual, un om matur pe calea credinței își dă seama. Spune în Ieremia, capitolul 17, cu versetul 9, inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduiderea. Cine poate să o cunoască? Aceasta este concluzia oamenilor care au ajuns spiritual. Scrie Ioan în 1 Ioan 1 cu 8. Dacă zicem că nu avem păcat, noi, cei născuți din nou, în Biserica Domnului. Ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Iar Iacov, în Iacov 3 cu 2, spune: Toți greșim în multe feluri. Câți greșim? Toți. În câte feluri? Auleu. Acum ne gândim, Doamne, dar nu este niciun sfânt care poate să trăiască o viață vrednică de Domnul care să nu păcătească. Nu cred că este un om mai exemplu decât Apostolul Pavel. Dedicat, Domnule. Și omul acesta matur spiritual, oare ce opinie are el despre firea lui pământească? 1 Timotei, capitolul 1, cu versetul 15. Scrie Apostolul Pavel, O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice, Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu, în engleză, chief among them, șef printre ei, cel mai mare păcătos. Vreau să vă asigur că Apostolul Pavel nu a folosit o expresie de exagerare aici. Un om matur spiritual este conștient de cât de păcătos este trupul acesta de păcat și se vede primul pe listă. Dar mai există un adevăr, fraților. În acest proces al sfințirii, adevărul este că păcătuiești tot mai puțin. Adevărul este că în procesul acesta al sfințirii devii tot mai conștient și mai sensibil la păcat. Devii tot mai conștient de cât de păcătoasă este firea aceasta pământească. Ajungi să urăști păcatul tot mai mult. Pentru că suntem în starea aceasta. Observați de ce avem noi nevoie de o neprihănire care nu este a noastră, care să ne-o dea Dumnezeu. Și cu toate acestea, Apostolul Pavel face o declarație care poate să fie contradictorie. 2 Corinteni, capitolul 1, cu versetul 12. Spune, lauda noastră este mărturia pe care ne-o dă cugetul nostru, că ne-am purtat în lume și mai ales față de voi cu o sfințenie și curăție de inimă. Dacă ar fi lăsat aici, am fi spus, Uite la Apostolul Pavel. Poate să se laude, că suporta cu o sfințenie și curăție de inimă. Dar observați ce urmează. Cu o sfințenie și curăție de inimă date de Dumnezeu. Bizuind de nu pe o înțelepciune lume, lumească, ci pe harul lui Dumnezeu, ceea ce nu merit și nu pot să câștig. Apostolul Pavel poate să spună că este șeful păcătoșilor și în același timp poate să spună că are un cuget curat. Cum este așa ceva posibil? Apostolul Pavel face o diferență între omul cel vechi, omul păcătos, care, de care încă n-am scăpat, care este cu noi, și omul cel nou, născut din nou, îmbrăcat în neprihănirea lui Hristos, care este sfințit. Și la Roman, capitolul 7, versetele 14 în jos, arată această dualitate, care o trăim fiecare din noi. Știți, după cum toți cei care sunt născuți din Adam, automat moștenesc firea pământ, pământească aceasta plină de păcat. Aceasta nu diferă între. La fiecare este la fel. Tot în așa fel, toți cei care sunt născuți din Hristos moștenesc neprihănirea Lui. Vine peste absolut toți. Tatăl ne vede prin sângele Domnului Isus Hristos. Dar dacă Tatăl, când se uită la mine, mă vede prin neprihănirea lui Iisus Hristos și sunt socotii neprihănit, de ce mai scrie aici ca noi să luăm această platoșă a neprihănirii, să ne îmbrăcăm fiecare cu ea? Din punct de vedere de relația cu Tatăl, problema păcatului a fost rezolvată, dar în lupta cu vrăjmașul, cu duhurile întunericului, Aici fiecare din noi trebuie să ne asumăm această platoșă a neprihănirii care este a Lui Hristos și să ne îmbrăcăm cu ea în lupta cu vrăjmașul. Uh, am să vă dau un exemplu. Înainte de Crăciun am mers să-mi vizitez părinții acasă la Portland. Și tata după stroc, a avut un stroc câțiva ani în urmă, a fost paralizat total partea dreaptă și a revenit undeva la 90, poate 95%. Partea dreaptă a fost paralizată și ă, la, nu poate să conducă toate mașinile la fel. Și mașina lui preferată în ultimii 12 ani a fost un troc, un Chevy Silverado. Are 4-5 mașini acasă. Aia era mașina lui preferată, o ținea în garaj, lângă Mercedes-ul celălalt. în 12 ani de zile abia i-a băgat mai le. Dar acum, din cauza la stroc care l-a avut, este inconvenabil, nu poate să la accelerație și la frână la mașina aceea. Și cu durere în inimă a spus că o să trebuiască să vândă trocul. Știind cât de mult a ținut tata la trocul ăsta, m-am gândit, eu nu știu cât îl mai am pe tata, dar parcă mi-ar place să am ceva de la el. Și că nu o să mai fie tata, să știu, ăsta a fost trocul lui tata la care a ținut el. Și am zis, dad, please don't sell it. Uite, ți-l cumpăr eu. Și el a zis, vrei trocul? Păi nu ți-l vând, ți-l dau. No, eu am avut bilete, am venit înapoi cu Violeta acasă, a trecut două săptămâni și mă sună tata. Când vii să-ți trocul? Din punct de vedere al lui, mi l-a dat deja. Problema era, eu nu am intrat în posesia lui. Am așteptat să treacă sărbătorile, mi-am cumpărat un bilet one way, am mers până acolo și am condus trocul acela înapoi. Fraților, Domnul ne-a dat neprihănirea lui, care este reprezentată prin această platoșă a neprihănirii. Dar mai rămâne ceva de făcut fiecare din noi să ne asumăm această platoșă și cum am mers eu să aduc trocul de la Polan, fiecare din noi să luăm această platoșă. Și poate nu înțelegem, dar cum folosesc eu această platoșă în lupta cu vrăjmașul? Știți ce? În lupta cu vrăjmașul, una din primile strategii ale vrăjmașului este să vină cu condamnare și cu vinovăție. Vrei să vii înaintea Domnului, să te închini și vine deavolul? Crezi că te primește Dumnezeu pe tine? Păi nu știi ce nervi ai avut mai devreme o trebuie să faci lucru cu tare și nu l-ai făcut. Nu ți minte păcatul ăla care l-ai făcut atunci. Ai avut un impuls să faci ceva și nu l-ai făcut. Și știi ce se întâmplă în acele momente? Toată credința noastră ne, părășe... ne părăsește. Și cum se vorbea la ora de rugăciune, rămânem doar cu o speranță. Nu credință. I hope că mă aude Dumnezeu. Doamne, te rog! Și noi nu mai avem această platoșă a Platoșa aceasta a este în relație, în lupta cu vrăjmașul, nu cu Dumnezeu. Și când vine diavolul să spună, ești vinovat, tu nu ești bun de nimic, tu ai păcătuit așa, eu iau plata așa, aceasta a și spun, da, într-adevăr, eu am făcut poate toate lucrurile acestea, dar Hristos a plătit pentru toate acestea. Între mine și Dumnezeu este sângele lui Hristos. Și iau această platoșă a neprihănirii și o pus pe mine și spun, eu sunt neprihănit în Hristos. Hristos nu mai vede, Dumnezeu Tatăl nu mai vede nicio nelegiuire, nicio răutate în mine. Nu că nu este, dar nu le vede pentru că a fost plătite. Acesta este aspectul practic, să punem această platoșă. Fiecare care este aici, care este născut din nou, este un soldat în armata lui Hristos. Fraților, nu puteți să mergeți în luptă fără această platoșă a neprihănirii. Trebuie să fim în încinși cu adevărul, cu sinceritate, cu onestitate. Și trebuie să punem platoșa aceasta a neprihănirii. Și scrie în Roman, capitolul 5, cu versetul 1. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți din nou, este o socoteală. Hristos a plătit prețul. Deci, fiindcă suntem socotiți, nu prin fapte, nu că am fost noi buni, fiindcă suntem socotiți, neprihăniți, prin credință, avem la prezent pace cu Dumnezeu, în ciuda greșelilor noastre, prin Domnul nostru Isus Hristos. Și spune aici, lui îi datorăm faptul acestu, realitatea aceasta. Lui îi datorăm faptul că, prin credință, am intrat în această stare de har, ceea ce nu merit și nu pot să câștig, în care suntem, ne-o asumăm la prezent. Fraților, știți care este alternativa la platoșa aceasta a neprihănirea lui Hristos? O neprihănire proprie. Care este problema cu o neprihănire proprie? E plină de găuri, Platoșa asta. Pentru că toți am păcătuit. Nu este nici unul măcar care să facă binele. Toți au păcătuit. Nu se poate înainta pe calea credinței printr-o neprihănire proprie. Și Dumnezeu știe lucrul acesta. Și Domnul Iisus ne spunea în Matei, capitolul 6, cu versetul 33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și mai ceva. Și neprihănirea cui? Și neprihănirea lui. În lupta noastră spirituală, trebuie să căutăm împărăția, dar mai trebuie să căutăm ceva în fiecare zi. Neprihănirea lui. Fraților, dacă vrem să fim biruitori în ziua cea rea, în ziua când trecem prin Valea Umbrei Morții, când trecem prin necazurile cele mai mari, va trebui să facem o diferență între neprihănire și procesul sfințirii. Să înțelegem că suntem socotiți neprihăniți, tocmai ca să putem coopera cu Duhul Domnului în procesul sfințirii. Va trebui ca fiecare din noi să ne asumăm această platoșă a neprihănirii și să ne îmbrăcăm cu ea. Și spunea aici în Apostolul 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 11, cu versetul 17. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în seamă păcatele lor și ne-a încredințat nouă văduirea acestei împăcări. În alte cuvinte, Dumnezeu Tatăl s-a uitat la noi și a văzut că eram împăcat. Nu aveam nicio șansă să ieșim din păcat singur, să plătim plata păcatului. A venit El, a plătit plata păcatului, s-a împăcat el cu noi, el a inițiat această împăcare și stă cu o mână întinsă către fiecare din noi ca să luăm neprihănirea lui. Să intrăm în procesul sfințirii, să-i aparținem lui. Știți că dacă o să meargă oameni în iad, nu o să meargă pentru că Dumnezeu i-a trimis în iad. Oamenii au să meargă în iad pentru că s-au uitat la mâna întinsă a lui Dumnezeu, care îi chema la el și au refuzat-o. Au refuzat să meargă în rai. Au refuzat să aibă o părtășie cu Dumnezeu. Și noi, cei care rostim Evanghelia de aici, suntem mesagerii a acestei împăcări. Spune versetul 20, noi dar suntem trimiși în puternicița lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu, luați mâna întinsă care este spre voi. Pe Cel care n-a cunoscut niciun păcat, pe Hristos. El a făcut păcat pentru noi. De ce? Ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Fraților, avem nevoie de această platoșă a neprihănirii. Mă rog, în această dimineață, ca fiecare din noi să o punem prin credință, să o primim de la Dumnezeu. Să venim la El și să-i mulțumim pentru harul acesta. Să luăm mâna întinsă. Platoșa aceasta a neprihănirii este valabilă pentru fiecare noi în această dimineață. Mă rog, Domnului, ca cu toții să o luăm și să o punem. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare, să-i mulțumim Domnului pentru jertfa Lui, pentru neprihănirea Lui, pentru sfințirea Lui și să îi spunem Domnului că vrem să cooperăm cu El în procesul sfințirii, așa cum stăm să ne rugăm.